noi când vorbim despre faptul că avem multe lucruri jalnice și așa mai departe, domnul președinte, dar unica soluție este anihilarea acestui stat? Sau prin unirea cu România? Este o soluție, una din soluții. Sigur că este una din soluții și, dacă vă amintiți, eu nu risc să se greșesc, dar sondajele de opinie de acum 2 ani de zile, când eram în toiul crizei politice, în 2015, dacă nu greșesc, indicau un număr de peste 40% care își doreau acest lucru. Încrederea în acest stat este într-o corelație directă cu calitatea actului de guvernare. Atunci când ai un stat cu o guvernare calitativă, care acționează în interesul oamenilor și oamenii sunt beneficiile acestei guvernări, sigur că ei nu vor renunța niciodată la acest stat. În situația când nu ai o guvernare calitativă sau o guvernare care este foarte departe de ce trăiesc oamenii, sigur că oamenii pot căuta alte soluții și este vorba despre, inclusiv despre unirea cu România sau, de ce nu, aderarea la spațiu estic. Mulți văd o soluție și în acest sens, dar cred că este o soluție în extreme. Până la urmă, nu cred că au fost consumate toate resursele și nu cred că suntem pe punctul când trebuie să luăm o decizie de asemenea natură. Eu cred că lucrurile pot fi reparate. Adică șansa mai avem. Da, eu cred că ele pot fi reparate. Depinde de oameni. Sigur că în 2018 vom avea alegeri. Dacă oamenii vor prefera să voteze viitorul, acest stat va avea un viitor. Dacă oamenii vor prefera să voteze trecutul sau să voteze o iluzie de refacere a Uniunii Sovietice sau ceva de genul acesta, sigur că statul ăsta va dispărea.